Mergem mai departe. Am o întrebare care privește foarte mulți pe cei din biserică, cu care discut deseori. Familiile tinere au nevoie de case. În același timp, familiile tinere nu au posibilitatea, așa mai tare spus, ați explicat de ce nu au posibilitatea de a-și achiziționa cu bani cash o casă, inclusiv eu mă găsesc în această situație. Suntem nevoiți să apelăm la sistemul bancar, respectiv la credite imobiliare. Este o idee bună ca familia tânără să, pentru a-și procura o casă unde să-și crească copiii, să apeleze la sistemul bancar și să facă împrumuturi imobiliare? Este o idee bună? Aici e o chestiune, vezi, bună și depinde de preferințele fiecăruia. E foarte greu să pui eticheta bună sau proastă. Pentru că dacă pe om, dacă omul e ros și îi produce nefericire a nu își lua o casă, probabil că își asumă costurile și riscurile și poate să decidă că e bine. Din perspectiva mea, eu nu cred că e bine. Eu nu sunt adeptul îndatorării. Puteți argumenta? Pentru că datoria e certă și posibilitatea de plată e incert. Spre exemplu, eu îți spun, auzi, o să-ți dau 1000 de lei împrumut. Pe 30 de ani. Dar și tu îmi zici, ok, și cât înseamnă că o să-ți dau eu ție înapoi în 30 de ani? Cât o să am să-ți dau? Și eu îți spun, o să vedem. Nu știu. Tu mai ai împrumutul? În situația aia nu. Am înțeles, dar la băncile ei. Păi nu, banca îmi dă un scandențar. Nu-ți dă. Ea poate să-ți modifice dobânda după 3 ani, după 5 ani. Și ți-a crescut rata. Deci noi stabilim așa, îți dau 1000 de lei, cât o să, și tu mă întrebi, cât o să-ți dau pe lună și cât o să-ți dau în total înapoi. Și eu îți spun, nu știu. Tu ai zice că sunt un escroc nenorocit. Și probabil că aș și fi. Cine va decide cât o să-mi dai tu înapoi? Tot eu. De acord? Da. Asta e ce face banca. Și la bancă te duci și ei. Asta e. Dar nu te-ai gândit în prisma asta. Dar așa e. Deci dacă tu ai posibilitatea să mărești dobânda în timp, să mărești rata lunară, deci tu controlezi tot. Și eu nu controlez viitorul. Poate mă și îmbolnăvesc, nu știu. Dar nu controlez. Deci tu controlezi. Și tu, dacă eu spun asta, și tu accepti acești termeni, atunci s-ar putea să-ți meriți soarta. Dar sigur că omul e îndreptat către asta ca singură manieră. Înțelegi? Da, înțeleg. Pentru că el nu poate să-și pună deoparte, că își pierd puterea de cumpărare, el strânge. El nu consumă, economisește 2 ore ale muncii de care vorbeam la început. Da. Își pune 20 de euro deoparte. 20 cu 20 cu 20. Dar până ajunge, să-și cum, dacă permanent puterea de cumpărare a celor 20 pe care e pus deoparte este diminuată prin multiplicarea monetară, prin falsificarea banilor, el nu mai ajunge decât să fie prizonier al sistemului bancar, să ia credit, care îl obligă după aceea să facă frumos. Și ai văzut vreo manifestație în ultimii 30 de ani în fața Băncii Naționale a României? Ai văzut vreo opoziție la deficitele bugetare? Da, oamenii învinovățesc băncile comerciale, nu BNR-ul. Unde? Am înțeles, dar cine reglementează băncile comerciale? Nu fac propria lor politică monetară? Bă, nu știu, multiplicarea asta monetară, am înțeles. Dar cine le dă lor dreptul? Ca eu dacă mă duc la o bancă și pun 100 de lei până mâine, ei să dea 90 din ei, să-ți dea ție credit pe 30 de ani. Și după aceea eu când mă duc mâine la bancă, să-mi dea înapoi cei 100 de lei.
cum mi dă înapoi? Dacă ție ți-a dat 90 de lei, eu am pus 100 de lei la bancă, da. Se numește sistemul rezervelor fracționare. Da. Dacă depozite bancare. Rezerve fracționare. Banca poate să păstreze doar 10% din ce ai pus și restul poate să dea credit, da? Așa. Deci ție îți dă credit, din aia 100 de lei îți dă 90 pe 30 de ani. Și eu mâine mă duc să-mi iau 100 de lei înapoi. Cum face chestia asta? Scrie cifra în calculator sau tipărește cum era înainte. Scrie cifra în calculator și îmi dă banii. Și în economie sunt și ea 100 de lei, 90 care ți-a dat ție, sunt și 100 mea. Mă gândesc că poate face din dobânzile pe care le plătesc eu, care am împrumutat cei 90 nu de lei. Nu e adevărat. Nu? Nu. Expansiunea monetară se face odată la bază prin tipărirea de monedă. Banca centrală care împrumută statul, împrumută băncile care împrumută statul. Așa. Ca să financeze deficitele bugetare. Din ce se plătesc deficitele bugetare? Deficitul bugetar înseamnă cheltui mai mult decât da. Ai. Da. Decât din taxe, da? Da. Cum achiziți aceste datorii? Cum se creează mai multe taxe? Cum se creează împrumutul? Trebuie să plătesc. Deci fără expansiune monetară nu există împrumut. Expansiunea monetară în România, deficite bugetare sunt de 30 de ani. Ultimul an când am avut excedent bugetar 92. 32 de ani de deficit. Cum se finanțează chestia asta? Prin expansiune monetară sau împrumuturi de pe piața externă? Păi bine, dar și băncile alea au același sistem. La fel. Și ție ți-a dobândă pe chestia asta. Deci se ia dobândă pe ceva ce nici nu are cost de producție. E quasi zero. Costul de producție al banilor, nu? Da. Și oamenii tolerează acest sistem în secolul 21. Cu toată la cunoașterea lumii la un click distanță, că dacă cauți pe net, vei găsi și teoriile astea. Nu vei găsi doar propaganda. Da. Le vei găsi și pe astea, mai ascunse, mai nu știu ce, dar le vei găsi. Și tu tolerezi. Se numește că suntem societate evoluată? Păi asupritorii sunt extrem de evoluați. Deși cunoașterea lumii la un click distanță, sistemul rămâne. Jos pălăria! Înțelegi? Da, e groaznic. Groaznic. Deci disciplina monetară e element esențial. Să înțeleg că sunteți împotriva ideii de împrumut bancar în orice ipostază sau cu anumite condiții? El poate exista cu anumite condiții. Eu spun cum m-aș împrumuta eu. Eu m-aș împrumuta în măsura în care rata, dobânda ar fi certă, fixă, ar fi fixă, dacă ar fi cu mintea de acum, da? Am luat și eu credit la 25 de ani, l-am dat repede înapoi și la revedere. Dar îți spun cu mintea de acum. Dobânda ar fi fixă, rata de dobândă ar fi mai mică de 3% anual și rata pe care o plătesc efectiv ar fi mai mică de 20% din salariu minim pe care l-aș putea obține. Păi ei spun că n-ai voie de o treime din cât produci pe lună. Dar nu cât produc, că eu azi produc atât și peste 3 luni și peste un an sau peste 2 poate mă îmbolnăvesc. Poate nu mai produc. Producția mea certă, utilitatea mea certă e la nivelul minimal. Mă duc și ud florile sau plimb câinii prin parc. Asta e valoarea mea certă. Pe termen lung. Tot restul e surplus. De acord? Da. Pe care sunt de acord că pot să-l am. Dar pot să garantez eu. Pe worst case scenario, îmi pierd o mână, îmi pierd picioarele. Nu știu, mă calcă mașina, se întâmplă ceva la cap. Utilitatea mea minimală pentru alți oameni e mică, ce poate să facă oricine. Da. Stau cu copiii într-o casă, am grijă de ei. Sau da. Minim de valoare adăugată. Da. Doar timpul meu. Și după aceea, dacă ce am de dat la bancă ca datorie, mai puțin de 20% din timpul meu. Deci, dacă aș avea rată de 200 de euro, da. Pe ce perioadă? Păi pe o perioadă predictibilă. Nu știu dacă m-aș... Că poate pot să prevăd ce se întâmplă mâine, dar pot să prevăd mai puțin ce se întâmplă peste un an.
și mai puțin pot să prevăd ce se întâmplă peste 10 ani, și mai puțin pot să prevăd ce se întâmplă pe 30 de ani. Deci, creditare mai mare de câteva zeci de mii de euro, eu nu mai aș asuma. M-ai înțeles? Da. De ce să-mi asum? În momentul ăla am pierdut libertatea. Ori eu vreau libertatea de a face ce vreau cu timpul meu, ori nu mai pot să fac ce vreau cu timpul meu. Deci, de ce costă casele mult? Datorită acestei expansiuni monetare. De-aia costă acțiunile din ce în ce mai mult, de-aia costă casele din ce în ce mai mult. Deci profitul meu la acțiune nu e unul real, înseamnă, nu? Păi nu e real, bineînțeles, că dacă pui inflația... Adică acțiunile nu mă protejează prea mult împotriva inflației. Te protejează în principiu, dar nu mult și nu întotdeauna. În principiu nu prea te protejează, dar hai să zicem, ar putea să te protejeze. De ce? Pentru că pe acest sistem care favorizează creșterea marilor companii, indicele BET sau indicele S&P sau PISAN sunt cu mari companii, da? Care sunt favorizate și cei mari devin și mai mari. Da. Și probabil că ei vor rămâne în picioare, măcar o parte din ei, mai ales dacă investești într-un indice care nu te duci pe o companie pură. Mm-hmm. În egală măsură, însă, această expansiune monetară face ca cei mari care au economii să-și ducă banii în companii, în acțiuni, indiferent dacă acea companie e profitabilă sau nu. Nu se mai uită la ea. Da. Și randamentul unei acțiuni, de ce e dată? Prețul corect al unei acțiuni nu e dată de capacitatea de a plăti dividende? Corect. Și dacă ea nu plătește dividende, exact, sau îmi dă 1-2%. Da, multe companii nu plătesc. Bun. Și atunci eu ce găsesc? Cum sper eu să crească prețul acțiunii? Deci dând dividende nu câștig, da? Nu mi-acoperă inflația dând dividende. Bine, câștig dând prețul acțiunii. Deci eu sper că o să găsesc un prost mai mare ca mine. Ăsta e plan de business? Deci Wall Street e o minciună, nu? Dom'le, nu pot să pun astfel de etichete la modul ăsta. Ce că au făcut ei, n-au făcut filmul la Wall Street și acolo cam asta sugerează. Și cam asta spun mulți, că Wall Street e o minciună, e un castel de cărți de joc. Am înțeles, dar nu pot să spun. Și eu am avut investiții la bursă. Important, vezi, la bursă ca și în viață, în orice situație, important e când intri și când ieși. Ca să poți să câștigi. În situații, în investiții, în orice. Când intri și când ieși. Și ca să știi când să intri și când să ieși, trebuie să ai un plan. De exemplu, la bursă. Da. Înainte de a intra, ai răspunsul când ieși? La ce preț ieși? Dacă n-ai răspunsul ăsta, ca și la casino, ești mâncat. La cât ieși? Acum e 100 de lei acțiune. Da. Care e obiectivul? Ies, în primul rând, trebuie să știu dacă acel 100 de lei e un preț corect sau nu. Deci trebuie să fac o analiză fundamentală sau e joc de noroc. Că dacă e joc de noroc, tratează-l ca joc de noroc, nicio problemă. Dar trebuie să-i fac o analiză fundamentală. E corect prețul de 100 de lei? Sau e mai mic decât ar valora compania? Sau e mai mare? Dar pentru asta trebuie să ai cunoștințe economice. Păi am înțeles și atunci te bagi unde nu știi? De ce ai ajuns să poți să-ți păstrezi valoarea muncii tale doar dacă ai cunoștințele astea? N-ar trebui să fie normal să poți să-ți păstrezi valoarea muncii tale, a resurselor economisite, a lipsei de consum, indiferent de cunoștințele economice? De ce trebuie să ajung să cumpăr eu 30 de case ca să-mi păstrez puterea de cumpărare? Am nevoie eu de 30 de case? Sunt o investiție. Am nevoie de 30 de case? Eu n-am nevoie. Nu. Nici eu nu vreau 30 de case. Pentru că eu nu pot să rup o fereastră din casă și să-mi iau o pâine. Eu nu vreau 30 de case. Dar le închiriez. Iar eu dacă ajung să cumpăr 30, eu nu le folosesc. Îți cresc ție prețul caselor? Îți cresc. Da. De ce să fac lucrul ăsta?
Toate astea sunt rezultat al dezordinii monetare. Presiunea publică trebuie să fie pe ordinea monetară. Și asta n-am spus-o eu acum, au spus-o și alții, să citească economie și nu doar autori străini, să-l citească pe Rugină, care e român, a venit Angel Rugină în 90 cu un plan. Angel Rugină e savant de renume mondial. Dar trăit în America. Să-i citească lucrările, principia economică. Deci nu există a inventa Bădescu. Eu nu fac decât să aduc poate un plus, iată, un concept nou, monetizarea timpului, să arăt că timpul poate fi folosit ca monedă. Okay. Dar principiul de bază rămâne. Da. Monedă cu acoperire integrală în resurse. Care nu e o invenție a mea. Care e așa cum a lăsat Dumnezeu la începutul veacurilor. Nu exista decât resursă. Pământul și timpul. Natura și timpul. Întorcându-mă puțin la bursă, eu personal mi-am făcut obiectivul să pun lunar sau, mă rog, trimestrial o sumă modestă de bani în fond de investiții și în diverse companii, de exemplu în Hidroelectrica, ca, apropo de ce obiectiv mi-am spus că îți propui când intri la bursă, ca și pensie. De fapt, aia să fie pensia mea. Și vă întreb, este un obiectiv realist? Deci vorbim de investiție la bursă pe zeci de ani, da, până mă pensionez. Bun, eu. Dar e, dar cu sume, sume dar constante și mici. Da, lunar. Teoretic da, și teoretic da, dar depinde doar de tine. Depinde de managementul acelei companii hidroelectrice. Bineînțeles că sunt la mila lor. Deci nu depinde de tine. Tu vrei ca pensia ta, viața ta să depindă de altcineva decât de tine? Nu. Dar ești forțat de sistem. Și asta este trist. Trebuie să depinde un ciolac de peste 30 de ani. Trebuie să depinde managementul nu știu cărei companii. Trebuie să depind, nu frate, eu am dreptul la resursa naturală brută. E ok, nu am eu acel drept, îl au alții care exploatează, foarte bine, să-mi dea dividendul în resursa naturală brută. Și după aceea, după ce îmi dau dividendul în resursa naturală brută, atunci ei vor pune acest preț în prețul produselor, corect? Da. Și vor scumpi produsul. Cine va plăti acel preț? Cine va consuma mai mult? Consumatorul. Și nu e normal să plătească cine consumă mai mult? Nu e normal? Ba da. Am înțeles. Acum, în sistemul actual, cel care muncește, cel care economisește, cel care se asumă riscuri, e prejudiciat. Cine câștigă? Cel care consumă resurse pe datorie, care nu muncește, care nu își asumă riscuri, care fabrică bani din nimic, ăla e prejudiciat. Ăla e avantajat. Păi ăsta nu e un sistem așa cum a intenționat Dumnezeu când a făcut omul pe pământ. S-ar putea să ne vină sfârșitul lumii. Apropo de resurse și de pământul bancar, de ordinea firească a lucrurilor. Poate ați văzut și noastră podcastul ăla cu George Bucnici. E un tip din America, de origine japoneză, un japonez. Îmi scapă numele lui, a scris niște cărți, face... Stai un pic. Deci nu vreau să zic nu investi sau nu faci labor. Dar eu îți spun că pe fundamente nu e atât de sigur pe cât crede lumea. Clar, clar. Cu Bucnici, da. Da, tipul ăsta spunea la Bucnici și Bucnici a fost foarte contrariat. Că el nu plătește taxe, că Trump nu plătește taxe, că niciun magnat american, Warren Buffett și alții nu plătesc taxe. Și Bucnici a întrebat cum adică să nu plătești taxe. Și a spus, nu plătim, eu nu plătesc taxe pentru că eu trăiesc numai din datorii. Fac împrumuturi și din împrumuturi. Da. Cum explicați sistemul ăsta? E posibil? Dezordinea monetară. Da, e posibil. Din moment ce se poate, deci dacă producția de bani e la dispoziția unor oameni, lumea nu zice, băi, ce cu fondurile astea europene? Zice, vreau și eu să ni se deie și nouă, să am și eu. Nimeni nu își pune problema. Bă, dar cu ce drept falsifici tu moneda, multiplicând-o, ca să o aloci tu arbitrar unora și altora? Nu ne punem în aceste întrebări, dar în schimb chirăim, că ne merge rău.
Vreau și eu să mi se deie și mie. Dar nimeni nu întreabă, bă, dar ce ai tu și cu ce drept ai tu această posibilitate ca să împarți tu? Înțelegi? Deci trebuie să ne recuperăm puterea. Noi nu suntem în democrație. O altă, nu am fost în socialism, nu suntem în capitalism, nu suntem nici în demoscratos. În momentul în care tu n-ai puterea instrumentului de schimb, ești dependent de... tu ești aș fac curata dobânzii, produc ciclurile, boom and bust, ciclurile economice în care după aceea ei acaparează resursa. Gândește, ți-au dat ție credit, ai luat casa. Da. Ți-au mărit dobânda. Dacă tu nu ești suficient de puternic, pierzi casa, da? Deci ei, tu ai pus 30.000, ei au pus 70.000. Dar tu ăia 30.000 i-ai obținut cu muncă. Mare atenție, da? Tu ai dat timp. Ai obținut 30.000, da? Ei au fabricat 70.000 din nimic, fără cost de producție. Ți-au dat 70.000. După aceea măresc dobânzile. Ăia care au capacitatea le duc, unii nu le duc. Ăia care nu le duc, pierd casa. Banca îți vinde casa ta cu 50.000. Zis iese în pierdere. Dar tu ai pierdut munca ta trecută, ei au pierdut ce? Nimic. M-ai înțeles? Și o revând cuiva, eventual mai creează un credit pe același bun, aceeași casă, aceeași resursă. Da. Așa se face cu mașinile care tot așa luate pe aceeași resursă, da? Licitație. Mai dau posibilitatea unuia să ia casa cu 50.000 cu un alt credit la care se produce dobândă, bunul nu s-a multiplicat, e aceeași casă. Și acest sistem care îl numim ce? MMT, Modern Money Theory. Ăsta e un sistem jefuitor. Denumit cum să-i spun așa, e un cuvânt îmi scapă acum, Modern Money Theory. Teoria banilor moderni. Da, deci eufemistic, ăsta era cuvântul. Am înțeles? Și noi 8 miliarde de oameni. Îl tolerăm. Da, da. Îl tolerăm. Da, cei din Somalia nu cred că interesează. Am înțeles, asta. 5 miliarde, 1 miliard. Da. 1 miliard, 100 de mii. Noi în Europa 400 milioane, ăștia 400 în America. 400 de milioane, da. 350. Suntem, da, 750 de miliarde de milioane. Înțelegi? Da. În roata șoricelului permanent. Păi acum zim tu, nu schimbăm lumea, dar măcar deschidem mintea câțiva zeci de oameni, măcar. Sper. Măcar să nu vrem să mai fie fraieriți. Și în interes personal nu vreau să fie ceilalți fraieriți, ți-am zis de ce.